Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la o călătorie prin lumea scepticismului. În urmă cu circa 70 de ani, celebrul Albert Einstein spunea: două lucruri sunt infinite, universul și prostia umană. Și totuși, în privința universului, nu sunt chiar atât de sigur. Schimbarea climei și încălzirea globală, ce ne amenință din ce mai puternic, din ce în ce mai puternic, vin și întăresc pe cât posibil afirmația plină de cinism a dragului nostru fizician. Cu mii de ani în urmă, maiașii preconizau că, în data de 21 a 12-a 2012, lumea noastră se va sfârși prin foc. Apoi, pântecele cosmic, Hunab-Ku, va da naștere unui nou soare, numit cel de-al șaselea soare, o altă lume mai evoluată urmând să se nască. Oamenii de știință, inclusiv Pentagonul, răspund afirmativ la toate acestea. Acesta este un prim citat dintr-un articol publicat de dispărutul ziar Guardianul. Autorul acestui articol, vă spuneam și în emisiunea trecută, chiar a fost unul dintre declanșatorii acestei emisiuni, Cronica Șepticului. Era o vreme în care atât de multe năzbâti apăreau prin presa noastră. Era o vreme în care se purta un război pe față împotriva teoriei evoluției. Nu că s-au schimbat lucrurile. Nu s-au schimbat. Lucrurile în continuare se manifestă în această direcție. S-au mai atenuat între timp. Pentru că ați apărut dumneavoastră. Au apărut și alții care au făcut ca năzbâtile să nu apară chiar cu atâta ușurință. Nu că ele n-ar apărea ușor prin presa românească sau prin comunitatea academică din România, nu. Dar acum există oarecare stare de stânjeneală. Ei bine, autorul acestui articol, anul acesta, continuă să-și dea cu părerea legat de anul 2012. Și își dă cu părerea într-o emisiune. Care emisiune? Da? Ați ghicit deja. Emisiunea marului nostru specialist în ezoterism și, de fapt, cred că specialistul nostru în ezoterism, așa cum se manifestă el, este specialist în orice. Nu am văzut vreun domeniu al cunoașterii umane sau al vieții sociale a planetei în care el să nu aibă o părere definitivă și bine stabilită. Dar haideți să începem cu un prim pasaj din emisiune. Suntem în anul dragonului și, fiind anul dragonului, vai ce lucruri se vor întâmpla pe această planetă. Problema cu 2012, căci iată, am ajuns în acest an, va fi, bineînțeles, pământul și apa. Spuneam de aceste două elemente. Întotdeauna, în anii care au fost guvernați... Ca să traducem cumva, chiar dacă sună dur, prin pământ și apă înțelegem cu tremure și inundații ca o perspectivă nefericită a cataclismelor care vor veni. Absolut că da. În fiecare an al dragonului, spre exemplu, au fost cataclisme foarte, foarte, foarte puternice. Și în Alaska, după aia și în 1976, când a fost din nou anul dragonului de foc, dacă nu mă înșel, când s-a terminat anul dragonului de foc, de altfel la noi a fost cu tremurul din 77 în primăvară. Și guvernează foarte mult pământul și mișcările pământului. Din cauza asta este foarte probabil să fie vorba un an în care să se amplifice cutremurele, să se amplifice căderile de teren, un an în care să se amplifice foarte mult puterea apei, mai ales că acest an este un an în care apa este un element yang, un element foarte puternic. Considerată apa un element yang al anului. Anul acesta. Pe deosebire de mod normal, când apa este eminamente un element yin. Fiind un element apa yang pe 2012, ea desemnează foarte tare puterea oceanelor și apa oceanelor, ceea ce e foarte probabil ca apa oceanelor să aibă ceva de spus anul acesta.
Da, un an cataclismic. N-aș vrea să revin cu un citat din mărețul nostru ezoterist dintr-o emisiune precedentă care califica asemenea afirmații da dreptul injurios. Așa cum mă cunoașteți dumneavoastră, eu nu pot să folosesc cuvinte jignitoare. Sunt chestii extrem de interesante relatate. Deci, foarte probabil vom avea erupții vulcanice, vom avea tsunamiuri catastrofale, numai catastrofe legate de apă, de pământ. De fapt, în anul acesta al dragonului, totul conspiră împotriva umanității. Ce bine este să poți face afirmații, să scoți cuvinte fără să, să spun, să rătreci prin filtrul rațiunii. Poți spune orice. Asta este, cum să vă zic, o caracteristică a artei. Dar nu avem de-a face aici cu artă. Dar haideți să ne întoarcem cu 4 ani în urmă, să mai citim din articolul semnat de către persoana pe care tocmai ați văzut-o în imagine. Îmi plăcea și ce scria pe burtiera lor. Lumea se împarte între ignoranți și progresiști. Bănuiesc că domniile lor sunt progresiștii, iar domnia mea reprezintă ignoranța. Foarte frumos, foarte frumos și adânc și bine afirmat. Dar să mergem mai departe, spune personajul pe care l-a zis, spunea personajul pe care l-a zis. Să mergem mai departe și să vedem ce ne spun oamenii de știință și Pentagonul, care a pus pe jar toate marile publicații de pe întreg mapamondul. Există un așa numit raport al NASA, al Pentagonului, pot să revin puțin în cadru. Este un raport al Pentagonului undeva prin 2004, care a fost înmânat președintului Bush, în care se elabora un scenariu, un scenariu catastrofal. Pentagonul, armata americană, tot timpul elaborează scenarii catastrofale. Ce ar fi dacă... Și se elaborează scenariu și pe baza acestui scenariu se decide o sumedenie de acțiuni. E un fel de joc de război. Se poartă jocurile de război. În acest caz a fost un joc, între ghilimele, joc de război, în care problema majoră cu care se confrunta America, cu care se confruntau Statele Unite ale Americii, era o perspectivă climatică dezastruoasă. Care e problema? Nu e nicio problemă. Numai că atunci când cum spunea, când ai de-a face cu o persoană progresistă, cum e Maria sa și cu nu un ignorant, atunci nu e așa, raportul Pentagonului a pus pe jar întreg mapamondul. Între suprafață și ultimul strat al ionosferei, continuă articolul, la aproximativ 55 de kilometri distanță de suprafață este un soi de cavitate electromagnetică. Nu, cavitatea electromagnetică este alcătuită din ionosferă și suprafața Pământului. Descrierea pe care o face personajul nostru este complet aiurea. Proprietățile rezonante ale acestei cavități magnetice au fost descoperite de fizicianul german Schumann în 1952-57 și permit măsurarea frecvenței vibratorii medii a planetei Terra. Mă rog, e o năzbâtie complet ce e afirmat aici, nu are importanță. Timp de mii de ani, rezonanța Schumann sau pulsul Terrei a fost de 7,83 cicli pe secundă, constanta fiind folosită în domeniul militar. O prostie, o tâmpenie, nici nu merită să o discutăm. Din 1980, rezonanța a început să crească, acum fiind de 12 cicli pe secundă. Și continuă personajul nostru. Acest lucru înseamnă că ziua are numai 16 ore. Povestea, ziua care se scurtează, în loc de 24 cât era odinioară. De altfel, fiecare dintre noi și-a dat seama de accelerarea timpului. Mulți se plâng că nu le ajunge ziua pentru ceea ce au de făcut. În acest ritm, în 2012, timpul va ajunge la punctul zero. În ce an suntem noi? Timpul la ce punct a ajuns? Da. Odată cu rezonanța Schumann crește nivelul vibrațional al oricărei ființe de pe Terra. Ceea ce este logic și nici de cum paranormal. E logic. Pentru logica unui domn progresist. Nu-i așa? Lumea se împarte între ignoranți și progresiști. Bănuiesc că domnia sa este un progresist. În ultimii mii de ani, linii de câmp magnetic ieșeau de la polul sud și intrau la polul nord. Oamenii de știință au observat însă că acest câmp magnetic stabil începe să se schimbe și să slăbească. În ultimul secol, slăbirea a fost de 10-15%, iar în ultimii ani s-a accelerat tot mai mult. Într-adevăr, asistăm
la o perioadă de slăbire a intensității câmpului magnetic. Dar să știți că în momentul de față câmpul magnetic terestru este mai intens decât era în urmă cu 2000 de ani. Nu vreau să fac alte comentarii, pentru că vreau să mă... Dați-mă și pe mine, băieți, băi, să mă văd și eu. Așa, frumos. Trebuie să revin în cadru, pentru că trebuie să introduc următoarea secvență epocală, în care domnul pe care tocmai l-ați văzut ne va vorbi despre supervulcani. Anul acesta, foarte probabil, ne paște un supervulcan. Nu știu cum va... Ce va mai scrie, ce va mai afirma la sfârșitul acestui an sau în 2013. Dar haideți să-l ascultăm. Deci vom asista până la urmă la o posibilă catastrofă naturală declanșată de unul dintre acești megavulcani? Da, e posibil să se poată întâmpla acest lucru. Dar, cum ce spuneai mai devreme vis-a-vis și de alinierea planetelor și de ce spuneam că se combină lucrurile astea, e foarte probabil să aducă odată energia aceasta de vulcan și să se reactiveze, să se trezească cumva dragonul din adâncuri. Pe de altă parte, să nu uităm, avem erupții solare care iarăși poate să reprezinte, dacă vrei, într-un sens mai puternic, la fel flăcările care sunt scuipate, este un an care se presupune că va fi foarte... Dragonul scuipă foc și din interiorul Pământului, dar și de deasupra Pământului. Dar și din exterior, bineînțeles. Este un an foarte, foarte cald, foarte fierbinte. Avem deja avertizările de acum că va fi un an cu radiații foarte puternice și un an cu o căldură deosebită. Din punctul ăsta de vedere se combină mai multe. Avem cumva aceste explozii ale Soarelui pe care cei de la NASA spuneau că vor fi undeva în 2012-2013, în partea asta. Avem activitatea care a început să crească oricum în ultimul timp foarte, foarte, foarte puternic și cu siguranță 2012 va atinge un maxim, va atinge un boom, probabil. De aici este foarte probabil să se declanșeze anumiți vulcani care sunt în anumite zone, mai ales că cercul de foc al Pacificului, știm foarte bine, el de câțiva ani buni de zile s-a reactivat. De fapt, ca o paranteză, personajul cu pricina pe vremea când scria în Guardianul, la început de fiecare an, asta era predicția, indiferent de fapt de an al dragonului, al pisicii, al cățelului, al ciofii, vulcani, inundații, catastrofe și așa mai departe. Iarăși, sunt tare curios la sfârșitul anului ce va spune. Va fi cu siguranță un an foarte cald. De fapt, asistăm în fiecare an la un an mai cald decât precedentul. 2011, să știți că a reprezentat la rândul său un oarece record în ceea ce privește temperatura medie globală. Dar de la asta până la catastrofe cum și erupțiile solare, e, bineînțeles, vine erupția solară și ne mănâncă. Este adevărat, odată la 11 ani se întâmplă intensificarea activității Soarelui. Da. O să vedeți mai încolo cum interacționează câmpul magnetic solar cu... Și o să ne se întâmple buba, facem probleme. Dar haideți să mai revenim. Facem o călătorie așa în timp, în urmă cu 4 ani, când personajul cu pricina scria următoarele. Pe scurt, ne putem aștepta pentru 2012, subliniez, la cataclisme de proporții mari, schimbări severe și bruște de climă, regiuni inundate, acoperite de apă și o restructurare geofizică. Și acum zice de inundații, și acum zice de... Dar asta cu restructurarea geofizică, mărturisesc că, iarăși, nu înțeleg, este genul acela de termen pe care noi, ignoranții, nu-l pricepem cu ușurință. Oricum, este genul acela de sintagmă în spatele căreia te poți ascunde. Orice se va întâmpla, eu știu, e vorba de restructurare geofizică pentru că un gigel și-a rupt piciorul, de exemplu. Ce se va întâmpla din punct de vedere spiritual, și aici este partea frumoasă care pe mine cum mă cuprinde, mă cuprinde așa de-a dreptul spiritual, rămâne de văzut. A, nu mi-a spus? Nu mi-a spus. Există câteva ipoteze, vis-a-vis de schimbarea în plan energetic și spiritual. Vise intens. Mărturisesc că visez din ce în ce mai mult. Crește sensibilitatea corpului uman ca rezultat al vibrațiilor noi mult mai înalte. Poate simțiți și dumneavoastră așa ceva. Timpul se contractă, evident.
Corpul fizic a început să se schimbe, se creează un nou corp de lumină. Eu tot le-am spus băieților să renunțe la lumina asta din studio, că eu însumi trebuie să încep să luminez. Suntem în 2012, când corpul fizic începe să se schimbe și să se creeze un nou corp de lumină. Cresc abilitățile intuitive și de vindecare. Dovadă mulțimea de bioterapeuți apărută în ultimii timp. Eu de ajuns, cum să vă zic, o vagă atingere, să știți. Eu vindec orice boală. Veniți la mine, lăsați milionul, eu vă vindec. Am asta, 2012. Structura internă a ochiului uman se transformă în funcție de capacitățile latente ale ființelor. Nou-născuții au capacitatea telepatică mult mărită. Toate bolile incurabile la secolul 20 vor dispărea. Secolul, anul 2012, e o predicție pentru anul 2012. Toate bolile incurabile ale secolului 20 vor dispărea, inclusiv sida și cancerul. Cea de-a cincea lume se sfârșește în 1987, a șasea lume începe în 2012, conform maiașilor. Vom depăși tehnologia așa cum o cunoaștem noi astăzi, vom depăși cunoștințele actuale despre timp și spațiu, vom depăși necesitatea banului, după ce vom trece rapid în dimensiunea a patra. De fapt, personajul nostru, sunt convins că deja a depășit cunoștințele actuale despre timp și spațiu, cu siguranță. Aia cu banul nu prea, nu prea. El chiar împreună cu mărețul ezoterist vrea să plece prin țară, să țină conferințe la popor, să le explice. Conferințele lui sunt cum să te aperi împotriva atacurilor energic, alea cu psihopupa acelea, cum naiba se numeau? Războaiele alea psihoinformaționale, cum să te aperi împotriva când vine ala și dă cu psihoinformaționale peste tine, cum să te aperi? Și vom trece rapid în dimensiunea 4. Abia aștept. Abia aștept. Dar haideți să vedeți ceva foarte frumos. În anul 2012, radiațiile gamma s-ar putea să fie o problemă pentru planeta noastră. N-ați auzit? N-ați auzit? Vai de mine. O spune NASA și SETI. Haideți să auzim. Am citit și eu despre acest lucru, sper din suflet să nu se întâmple lucrul ăsta, bineînțeles. Problema asta cu câmpul magnetic ea poate să survină și din exploziile solare, pentru că evident atâta timp cât câmpul magnetic al Terei este perturbat de tot ce înseamnă tsunami, furtuni, uragane solare, bineînțeles că noi, fiind în acest organism viu, trăind în acest organism viu, evident că se vor repercuta și asupra noastră, atâta timp cât și noi avem acest câmp magnetic în jurul nostru, evident că un câmp magnetic trăind într-un câmp magnetic și mai mare, dacă câmpul magnetic mai mare e deformat, este deformat și câmpul magnetic mai mic, adică cel al omului. Cu siguranță lucrurile astea vor avea repercursiuni și asupra corpului fizic și asupra mentalului, mai ales. Pentru că aici, probabil, se vor combina mai multe lucruri. Ceea ce trebuie să se deschidă, ca și conștiință, și ceea ce trebuie să se închidă probabil anul ăsta ca și experiență spiritual-materială. Da, ceea ce trebuie să se deschidă se va deschide. Nu, aia cu radiațiile gamma urmează. E senzațional. Câmpul magneticul uman este influențat de câmpul magnetic. Care câmp magnetic uman? Măsurat cât? Cam ce valoare are câmpul magnetic uman? Eu dacă mă pun așa în apă, mă aliniez cumva de-a lungul polilor, cum se aliniază acul unei busole. Nu vreau să fac eu acum mai multe comentarii, pentru că cu nerăbdare vreau să... Sunt tare nerăbdător să ascultați dumneavoastră și bucățica asta cu radiațiile gamma, care e colosală, da dreptul. Lui. Vorbeai de radiațiile solare și aici aș vrea să vin în completarea celor spuse de tine cu două buletine de analiză foarte importante ale SETI și NASA, care vorbesc despre o, cum să spun, o creștere valorică a radiațiilor gamma. Fenomenul devine îngrijorător ținându-se cont de faptul că acest scut
electromagnetic care învelește pământul ca o aura lui, așa cum și noi ca și corpuri avem acest înveliș electromagnetic numit aură, care ne protejează de radiațiile cosmice. De perturbațiile externe, da? Și pământul are acest strat de ozon, acest scut protector, această stratosferă, magnetosferă, ionosferă, ionosferă până cu toate straturile lui, acest scut electromagnetic care ne protejează de fapt de radiațiile cosmice care pentru viață sunt fatale, sunt dăunătoare. E firesc, suntem un câmp un câmp magnetic într-un câmp magnetic. N-avem cum să trăim fără el. Subțierea stratului de ozon în anumite zone ale planetei noastre, și SETI și NASA spun că ar putea permite razelor gamma să pătrundă această barieră energetică, acest scut electromagnetic al Pământului. Și dacă s-ar produce o asemenea anomalie pentru ecosistem și pentru viață, tot ceea ce înseamnă sarcină electrostatică sau electromagnetică în universul nostru, sateliți de comunicație, sateliți militari, sateliți meteorologici, da, și așa mai departe, adică cerul tehnic, ca să-l, da, numim așa, ar putea cădea dintr-o dată. Pentru că aceste raze gamma au fost atât de puternice în prima extinție a planetei de acum vreo 450 de milioane de ani, încât au distrus orice formă de viață chiar de pe fundul oceanelor. Undeva la o adâncime mai mare decât groapa Marianelor astăzi, 12.500-13.000 de metri adâncime. Adică razele au fost atât de puternice încât au distrus orice formă de viață la prima extinție planetară până în meandrele oceanului. Îți dai seama că dacă aceste raze gamma au fost atât de puternice la nivelul subacvatic, la ce nivel se vor manifesta ele în atmosferă? SETI, ce treabă are SETI cu radiațiile gamma astea? SETI este un program de căutare a civilizațiilor extraterestre. NASA? Da, da, aici trebuie să spun. NASA și radiațiile gamma. De fapt, ar trebui să studiem și efectul radiațiilor gamma asupra creițelor, nu? Ar trebui. Da, aici nena, domnul ezoterist are dreptate. Numai că e vorba de cu totul altceva. Este un fenomen extrem de rare. Și s-a întâmplat în urmă cu vreo 430 de milioane sau 6 de milioane de ani, când un fenomen astronomic care se numește explozie gamma, e un fenomen care se produce numai în anumite condiții și foarte greu. A produs așa un flux de radiație gamma extrem de intense care, interacționând cu atmosfera terestră, au afectat viața, într-adevăr, de pe planetă, dar nu așa cum spune mărețul ezoterist. Nu, nu. Pământul pur și simplu a devenit un uriaș burgăre de zăpadă. Snowball, Earth, este, să zic eu așa, denumirea sa în limba engleză. Era gheață până și la ecuator. Niște reacții chimice care au fost produse cu ajutorul acestor radiații gamma, mă rog, e un fenomen. E bine, nu există nici cea mai, dar nici cea mai mică posibilitate ca un asemenea fenomen să se repete. De unde știm asta? Păi nu există obiectele cerești respective care, în vecinătatea noastră, care ar putea să ducă la asemenea consecințe. Este vorba despre un fenomen cataclismic care se întâmplă în anumite condiții. E vorba de hipernove. Am să vă povestesc, dar la o altă emisiune, nu aici, n-are rost. Oricum, prietenul nostru este cât se poate de, cum să vă zic eu, bine, bine pus la punct. Dar haideți să mai citim un mic articol, ultima bucată din articol, mă iertați. Nu, de fapt, sunt copleșit. Cum spunea? Cât progresism am putut să ascult. Și vă gândiți, voi am ascultat toată emisiunea. Progresist curat. Vom intra în dimensiunea 5-a. Încheie articolul personajul care l-a văzut mai devreme. Planeta Terra și întreg sistemul solar se vor sincroniza cu galaxia și întregul univers. ADN-ul uman va fi reprogramat și îmbunătățit și va avea 12 spirale în loc de 2. Aceasta e de fapt o idee care străbat așa, precum un fir roșu, și gândirea marului ezoterist. Dragii mei prieteni, mai aveam o mică bucățică care Lenin și atomul rus, libertatea ne-a adus. Mă rog, nu, spune altceva, da, nu mai dau și bucățica. Trebuie să mai am câteva zeci de secunde. Vedeți dumneavoastră, foarte ușor
năzbâtia, ca să nu zic eu așa. Năzbâtia se propagă cumva cu viteza întunericului. Pare că e luminos, pentru că e o emisiune de televiziune. Dar nu, asemenea personaje împrăștie în lume ignoranță. Ele se autotitulează progresiste. Un progres, precum racul, merg înainte, e de fapt merg înapoi, către zorii umanității și nu către zorii aceia luminoși frumoși, ci către zorii întunecați ai cunoașterii. Eu trebuie să opresc aici scurta mea emisiune, vă dau întâlnire în același loc, săptămâna viitoare, la aceeași oră, al dumneavoastră Cristian Român. Televiziune, Universitatea la dumneavoastră acasă.